Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Nu și bună seara, suntem cu podcast cu sânge pe pereți, Andy Ghost. Este cu mine în seara asta, salutare. Aș putea spune cel mai, cum să spun, încă de secolul trecut, vocalistul dovedit științific cu cel mai mult testosteron, nu s-a inventat încă unul la fel, în România cel puțin. Salut Silviu, salut tuturor care ne urmăresc. Mă bucur că m-ai sunat și că facem acest podcast. Ne chinuim de o oră. Da, dar ne-am dat noi seama că până la urmă n-a fost chiar atât de greu, numai mici setări. Bun, hai că le-am rezolvat pe toate. Măi, tu ești în Tenerife acum, eu stai aici în București, de așa s-a scută lupta de clasă. Da, păi m-am mutat. Prima oară m-am mutat în 2020, pe 1 ianuarie am plecat din țară. Și ai simțit tu că să-mi pute treaba? Băi, nu știam, dar... Păi nu știa nimeni, mă rog. Nu știam nimeni, băi, eu cred că știau o droaie de... Știam, nu știam noi. Ăia de la butoane știau foarte bine, nu știam noi. Și nici nu trebuia să știm că altfel intra lumea în panică, de aia, de altfel... De aceea multe lucruri nu ni se dezvăluie și noi știm foarte bine. Să știi că nu-i puțin lucru după vârstă să încă ai, cum se spune, instinctele ascuțite. Exact, da, instinctul, da, the gut feeling ăla, știi? Băi, nu știu de ce am plecat, adică nu că eu știu foarte bine de ce am plecat. Am plecat fiindcă m-am săturat de România și de toată țigănia din România, deși cuvântul ăsta țigănie n-are de a face cu romii sau cu etniile. Da, eu... trebuie specificat mereu acum, așa e. Da, trebuie neapărat specificat, că altfel ești luat la colimator. În fine, chestii slabe. Nu mai poți folosi cuvinte, expresii, ce vrei tu, tot timpul trebuie să fii atent, să nu jignești. Bă, eu m-am curat de tot. Hai, hai să zicem că aș înțelege asta în discursul public, dacă când se întâmplă cu prietenii la bere, atunci încep să mă îngrijorez. Da, nu mai ai voie să zici nigger, numai dacă ești nigger, atenție mare, stai bă frate, de unde vin cretinitățile astea, adică e double standard tot timpul. Să fumează, să bea aici, ca să știe, beți o bere cu noi. Da. E preferata mea. O țin aici lângă toată. Praf m-am făcut într-o seară cu Jäger, vai, deci nu pot să uit. Praf, nu. Da, îmi place Jägerul. Bine, Jägerul nu-i de combinat cu altceva. Deci dacă te-ai luat cu Jäger, rămâi pe Jäger. Cel mai bine. Așa a fost, dar se pare că am exagerat mai mult decât era cazul. Da, clar. Bun. Păi hai să intrăm în ale noastre. Că, băi, bine, hai să te iau cu... merg așa, povești cu tine. Eu trebuie să spun care este prima mea amintire cu altar și cu tine în special. Cred că vă văzusem la Magdin sau ceva și vă văzusem la radio în anul de grație 90-91 și am ajuns la Rock 92. Și când am ajuns la Rock 92... Ați fost trupa din deschidere de la ora 4 și am această imagine în memorie, cum a ieșit tu, îți spun și cum te uiți la scenă, a ieșit din dreapta. Au început să dea niște vecini cu bormașină, aici suntem perfecți. Jesus, ce zi e asta? Hai că poate ne auzim peste. Mergem cu bormașina. Ce ai ieșit tu? Ce pula calului faceți aici? Și zic, uite-l frate cât testosteron, de unde a apărut ăsta. Și mai mult decât atât, mie îmi place, era, cum să spun, o mică ipocrizie nevinovată a lumii la vremea aia în care mă învârteam eu, că toți, tuturor ne plăceau facurile de le auzeam pe afară prin piese, dar, vorbesc mai în microfon, excelent, dar... Păi, stă să rămân un podcast de poveste. Dar când ai înjurat-o, atunci a fost, vai, dar nu se poate așa ceva, nu știu ce. Păi de o parte, păi de altă parte, băi, cine a văzut concertul ăla n-a uitat. Sigur, eu mi-amintesc că mi-au zis prieteni că concertul ăla, Rock 92, când am cântat noi în deschidere, de fapt, la Ian Gillan Band, de la Deep Purple, vocalistul avea el, în perioada aia, avea trupa lui de solo, albumul lui, în fine. Bine, în festival mai cântau și băieții de la Uriah Heep a doua zi. A doua seară, da. Prima zi. Și era prima oară când am fost noi în București. Marea noastră intrare trebuia să fie serioasă.
Noi deja cântaserăm pe mai multe scene destul de mari prin țară, am cântat la festivaluri în satul mare, am câștigat premiul de popularitate, acolo ne-a filmat Magdin și a fost nebunie maximă. Când ne-a dat Magdin prima oară pe la nopții și toți rockerii, îți poți imagina, se uitau, era ca și Headbangers Ball, dacă ți amintești. Mi-aduc aminte foarte bine. Excelent. Da. Un podcast de poveste, mergem așa. Da, asta va fi podcastul cu Bormașina, nu uităm, da? Băi, deci e ca un sound. Dacă ți era dor de casă. Ăsta își pune picturile cu altar, cu astea, cu trupele românești. Cine știe? Băi, ar fi bine să fie așa. În fine. Și îmi amintesc că se dădea tot concertul, se dădea live. Era de o România, nu știu exact ce era atunci. Și când am intrat eu cu asta ce ai zis tu, cu bă, ce pula calului, unde sunteți, la teatru sau la concertul lui Michael Jackson? Haideți cu toții, ne mișcăm cu toții, ce pula calului. Hai că... Câți ani aveai atunci? Păi, noi aveam... Opșpe? Da, se pare acolo. Că da, 18 ani. Aveai voie să înjur, da? Aveam voie, da, eram major, eram nevaccinat. Apropo, problem. Bun, și mi-amintesc că mi-au zis prietenii, băi, ascultam Altar, wow, o trupă din Cluj de thrash metal, bagă Barosan, vocali, ne-au prezentat ăia, nu mai știu cine ne-au prezentat, am început noi piesele, tagada, se dădea totul live pe Radio România, nu știu ce, în fine. Pe Fan Radio, cred că era. Da, ok, și când am început eu cu asta, cu pula calului, băi, au închis ăștia radio că nu știau cum să reacționeze pe vremea aia. Cum ai zis și tu, încă nu se înjurase, nu se înjura, nu jura nimeni pe nimeni, încă nu știau cum să reacționeze, n-aveau chestia aia că băi, dăm cu 3 minute în urmă și în caz în care zice cineva ceva, îl tăie. Mai multă nu am nici acum. Da, și nu știau cum să reacționeze și efectiv m-au tăiat din start, pac! Și ei au zis să avem, probabil, nu mai știu, avem niște probleme tehnice, cum am avut și noi acum, și gata, nu ne-am mai dat. Pula calului de probleme tehnice, da. A fost tare de tot, adică lumea a rămas, what the fuck, ce-a fost asta? Băi, dar dincolo de asta, eu am problema asta, sunt curios de problema asta din spate. Băi, aveai 18 ani... Bănuiesc că aveai emoții înainte să te sui pe scenă. Și cum funcționa asta atunci și cum funcționează asta acum la tine? Adică acum mai ai sau te duci ca prin brânză? Băi, ca și atunci, de fapt. Mă crezi că câteodată am niște emoții, dar emoțiile astea vin nu că ar fi vreun concert mai important sau mai puțin important sau mai mulți în fața scenei sau nu. Păi sunt niște momente, vin peste tine niște trăiri care nu știu de unde se creează, care, cum ți-am zis, n-au de a face cu locația, cu importanța concertului. Știi cum am ajuns? E vibe-ul acolo care se creează, știu eu ce zici, sunt niște energie acolo cu publicul. Păi te pare că da, și sunt niște chestii pe care nu le poți controla. E ca și cum, probabil că ți-amintești și tu să o ai avut, eu am avut. Asta e o treabă care, visceral vorbind, se duce cel mai mult la harcoreală, să simte, știi? Păi, cred că e o chestiune de, bine, clar, și cum ai zis tu, de energie, dar cred că are de a face cu niște emoții pe care ți-am zis nu le poți controla. E ca și cu, s-a mai întâmplat când faci sex cu câte o gagică. Mi s-a întâmplat și cu femeie cu care am fost de multe vreme. Eram obișnuit, n-aveam nicio treabă și vine peste tine o chestie și încep să tremur și nu poți să oprești chestia aia, știi? E o stare, e o trăire internă pe care nu o poți controla. Ei, mi se mai întâmplă și acum cu anumit, foarte rar. Vrând nevrând...
suntem deja, hai să zicem așa, profesioniști, după atâția ani, avem o siguranță, urcăm pe scenă cumva plin de încredere că totul va fi bine, că avem încredere unii în alții ca și colegi, că și asta contează mult. Că știi că, bă, ăla își face treaba, ăla de la tobe, indiferent ce se întâmplă, nu se oprește, ăia la alți, băi, se rupe o coardă, ok, neimportant, noi ducem mai departe show-ul, adică sunt anumite chestii care funcționează și dacă se întâmplă mici chestii, nu știu, se ia curentul, mai zicem un banc, nu știu ce pas se întâmplă, s-au întâmplat miliarde de lucruri. Da, ajungem și aici. Da. Ideea e că asta nu e o chestie pe care o poți programa. Vine de la sine. Și ți-am zis, se mai întâmplă, da. Se întâmplă să am niște emoții și, cum am zis, n-au de a face cu importanța locului sau câți oameni au venit sau... Nu, nu. Sunt niște chestii incontrolabile. Da. Și spaine până la urmă. Fiindcă îți dau senzația că, bă, n-o faci din inerție, n-o faci ca un robot, că anumite lucruri, în anumite situații, în continuare, bine, eu oricum fiecare concert îl iau ca și o chestie unică și oricum e unică, irepetabilă, chiar dacă gândăm aceleași piese, de fiecare dată este altceva, chiar dacă ar fi în aceeași locație, în aceea zi, ai două concerte, să zicem, dau un exemplu, chiar și la aceiași oameni, de fiecare dată e altceva, fiindcă în tine se întâmplă niște trăiri, niște momente pe care nu le poți... Bănuiesc că mai contează și oamenii care sunt acolo, că na, e un vibe. Contează enorm de mult, fiindcă, bă, eu sunt, indiferent câți oameni sunt în fața scenei, eu, nu știu, așa-s de felul meu, cred, dau de la mine cât pot de mult și de obicei dau mult. Și dau cam tot ce am pe moment, chiar dacă, bă, de multe ori intru pe scenă și îs atât de pornit, încât mi s-a întâmplat ca la prima piesă, efectiv, să simt că leșin, măi. Îmi crește tensiunea foarte mult. De la zahăr. A, nu știu ce. Băi, dacă e o chestiune de câteva secunde, câteodată ai impresia că, bă, o să leșin acum, gata. Și merg mai departe și se reglează, știi? Și asta am zis. Încerc să dau cât mai mult de la mine, să nu mă cenzurez nici la vorbe, nici la fapte, nici la energia pe care o dau. Și de obicei văd că lumea reacționează. E ca și cum i-ai spune la unul, băi, hai, dansează. Păi cântă prima dată și o să dansezi, știi? Adică trebuie să aibă la ce să reacționeze. Dacă tu dai... Știu ce spui. Există, am văzut situații și formații care nu reușesc, oricât de bune ar fi ele, nu reușesc să miște publicul care poate să fie într-o stare de amorțeală la un moment dat. E, am văzut și trupe care n-au niciodată această problemă. Voi sunteți una dintre ele. Da, cred că are de a face cu atitudinea pe care o are fiecare din trupă, fiindcă pot să fie unul barosan în mișcare și să aibă toate textele la el și să cânte bine, dacă ăia din trupă, să zicem, nu sunt pe filmul ăsta. Contează ca toată trupa să dea feeling-ul ăsta că, bă, am venit să ne conectăm cu voi, să vă dăm ce avem noi de spus. Vă rupem capul, bă. Prin muzică, prin frecvențe, prin ce vrei tu, prin atitudine, prin energie. Și dacă voi simțiți la fel, sunt sigur că o să reacționați. Și de obicei se întâmplă, adică cam 99% totdeauna, 99% s-a întâmplat. Și mi-am dat seama că publicul așteaptă în primul și în primul rând de la tine să vadă cum ești pe scenă și te simte, să știi. Te simte. Dacă ai trecut printr-un moment, ai o depresie, ai o supărare, înainte de concert te-ai certat cu gagică, da. Te-ai certat cu managerul, n-ai condiții, că băi, ai să... Nu ți-au intrat banii. N-au intrat banii, bine, de obicei, de majoritatea dăților intră după, sau ai discuții, sau ești, bă... Micile bucurii ale vieții, da. Pioneze, îți dă banii ăla, nu-ți dă banii, s-au vândut bilete, ăla are bani, n-are, bă, tot felul de discuții. Printre motivele pentru care am plecat din România, că așa am început,
în 2020, au fost chiar și chestiile astea cu, exact cum ți-am zis, cu toate țigănelile tipice din România, din show business-ul românesc, în care, băi, ai niște discuții atât de tâmpite cu organizatorii, cu șefii, patronii de cluburi, încât, să nu mai vorbim de cei din mass media, încât efectiv mi s-a luat și am zis, bă, dacă vreau să schimb ceva, fiindcă la un moment dat, nu știu dacă știi, Silviu, eu la un moment dat, în afară de altar, mai aveam încă trei trupe. Știu. Concomitent. Mai a fost la un show Masterpiece, dar vorbim despre. Aveam trupa de tribut Metallica Masterpiece, care mergea foarte bine, cam la fel de bine ca și altarul, ca și, mă refer ca și concertistică. Am mai avut o trupă foarte faină de bikeri, se numește, încă mai există trupa, merg mai departe cu alt vocalist, la fel și la Masterpiece. A luat chitaristul Sobi, a preluat partea mea. Am avut, cum ți-am zis, trupa de bikeri, Wild Angels, cu care mergeam la întruniri de moto. Chiar am înregistrat un demo de 5 piese, cu 5 piese, o trupă foarte faină, Wild Angels. Merg mai departe băieții și mă bucur, chiar au lansat un nou album unde apar și eu cu o piesă pe înregistrare. Ride On se numește piesa. Ok, și băi, ca să susții viața de zi cu zi în țara românească, efectiv, nici din trei trupe eu nu puteam să mă autosusțin pe tot anul. Acum știi cum e, suntem pe rock și aici lucrurile merg mai greu. Și cu plata și cu sumele plătite, în fine. La bani. Și mi-am făcut și, nu mi-am făcut, am fost chemat de fapt într-o trupă de nunți. Băi, gândește-te că a fost o chestie foarte dură pentru mine. Eu, vocalistul de la altar, rockerul, bla bla bla, să mi se ofere această oportunitate. Ar trebui să scriu o carte într-o zi cu astea, băi, asta e poveste. Da, e o poveste. Faza e că toți cei din trupă eram rocker, de fapt. Fiindcă fiecare încerca să supraviețuiască. Ne-am dat seama că, bă, din rock, cam greu. Eu, neavând un alt job, deși am încercat mai multe chestii, am lucrat și la sex shop-uri, am avut o draie de nebunele, în fine. Bă, este o lume atât de pestriță care intră acolo, vai. Da, 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 foarte fain. Mi-a plăcut să știi. E pe filmul meu. Și mi-am făcut, de fapt, Sobi, chitaristul de la trupa Masterpiece, din trupa de tribut Metallica, el avusese deja o trupă de nunți și a văzut că merge bine. Dar între timp și la ei lucrurile s-au schimbat și și-au pierdut vocalistul și aveau nevoie de un nou vocalist. Și a zis, băi Andy, nu vrei să încerci să vezi cum e chestia asta cu nunțile? A zis, bă, cum să mă duc eu la nunți să cânt? Ce să le cânt la ea? Zis, asta mă întrebam, dacă te băgau în zona asta, măi, na, cântă compact sau, nu știu, ceva mai înțelegi? Da, să știi că am cântat și compact, am cântat o droaie de piese de la Holograf, astea românești. Bine, am cântat de la Gică Petrescu până la Dan Spătaru, la toate nebunelile românești, dar foarte faine de altfel, că mie îmi plac astea de altfel. Până la Goran Bregoviciuri, cu Kalashnikov-ul, cu Gaz Gaz, cu... Băi, toate nebunelile, plus chestii foarte, foarte faine care m-au dezvoltat foarte mult ca și vocalist și ca și artist, Joe Cocker, chestii grele, adică chestii foarte faine. Tehnic tot, vorbind. Da, toți muzicienii erau muzicieni profi și de mare parte, adică de fapt toți erau rockeri, toți. Și... am mai avut și o fată la voce și schimbam stilurile. Ea mai cânta câte un Amy Winehouse, Amy, cum o cheamă? Amy Winehouse, da. Da, Tina Turner-ul, chestii. Auzi, vreau să fac o mică paranteză aici cu tine. Apropo de voce, l-am avut de două ori invitat la același podcast pe Ronnie Romero, care este vocalistul Rainbow. Da.
noul vocalist Rainbow și care stă în București, mă rog, pe undeva pe lângă, cu iubita și ne-am prietenit și am stat la vorbe de vreo câteva ori și mi-a explicat o treabă tehnică și a zis, bă, pot să cânt foarte multe treburi, două chestii îmi sunt foarte complicat tehnic vorbind de cântat, Metallica, Hetfield, pentru că e Hammer ca tehnică. Și Ozzy, care este Ozzy, na, are, știu că are un tip de balans el acolo, de blues, filon de blues, știi? E, tu cum te descurci cu povestea asta? Măi, eu crescând cu Metallica, cumva Hetfield era printre preferații mei și eu cântam, cred că primele piese pe care le-am cântat cu trupele de dinainte de Altar, că am mai avut vreo două, trei trupe în liceu, am cântat Seek and Destroy și eu eram colecționar de discuri și aveam cam toate albumele Metallica pe vremea aceea, discurile mă refer. Viniluri. Poftim? Viniluri. Viniluri, da, exact. Oh, te bucur de invidia mea. Păi, aveam, începând de la Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, Garage Incorporated, după aceea când a apărut ăsta, Injustice for All, foai, aveam dublu albumul. Băi, original, doamne, eram și o gașcă de prieteni care făceam schimburi de viniluri, deci dacă aveam eu Injustice for All, ăla la alt dublu album, ăla la alt avea Iron Maiden Live After Dead, făceam schimburi. Știi, o să fac o paranteză, știi la ce ajung schimburile astea? Pentru că știu exact despre ce vorbești, că aveam și o găștile mele. Da. De schimburi de muzici. A apărut și CD-ul atunci imediat. Păi a ajuns la niște prietenii pe viață, știi? Ceea ce nu-i puțin lucru. Așa este, fiindcă atunci ca să ai un disc, gândește-te, eu începeam chestia asta de pe vremea lui Ceaușescu. Aveam 14 ani, 13 ani, în fine. Și maica mea pe vremea aceea avea un salar destul de ok, nu era mare, dar nici foarte mie, un salar minim sau mediu, în fine, avea vreo 2000 de lei. Băi, un disc era 1000 de lei, adică jumătate de salar și pe vremea aia să dai 1000 de lei, băi. Și apoi inventam tot felul de chestii, eu mă apucam, aveam noi în Cluj acolo, eu scuzeam, aveam în Cluj piață. Știe toată țara că ești din Cluj. Piață de vechituri. Și pe vremea aia n-aveai patch-uri de genul ăsta. Aveai de astea. Și îmi făceam eu, meream la țigani, apropo, la romi. Și ăia furau de la fabrica de pantofi, de la Clujana, de la noi, furau tot felul de piei. Piele albă, piele roșie. Era mare șmecherie să faci rost de piele albă. Și îl meream la ei și făceam rost de bucăți de piele albă, piele roșie, ce mai rămânea de la ăștia. Și că, nu știu dacă era în țară, dar aici în București, la vremea aia, toată lumea, tot rockerul, știi, la uniforma de rocker, aveai ranița aia de armată, care erau de la părinții noștri, de la tații noștri, le primiseră, erau acasă, știi? Și scria Metallica Slayer pe ele. Da, bravo, sau mai aveam ăla de pe tot așa, de pe vremea lui Ceaușescu, cu masca de gaze și era geanta cu masca de gaze aia verde, dacă ți-amintești. Mai o făceam, știu, am avut. Da, făceam cu pic. Și că m-am gândit la ea cu vreo 2 ani când ne-a panicat ăștia cu COVID-ul, m-am gândit la masca aia. Zic, bă, eu aveam, unde o fi? Aveam, eram colecționar de măști de alea, de gaze, și aveam vreo 2-3 măști. Bine, îți poți imagina că nu... Bine, am văzut pe câțiva nebuni care au ieșit în magazin cu mască de aia, să nu mai vorbim de alte măști, că le-am văzut cu toții... am văzut cu toții unde duce nebunia. Și da, m-am apucat și făceam patch-uri cu mâna mea, adică le tăiam eu cu lama și făceam scris original Metallica, Slayer, Iron Maiden, Anthrax, ce vrei tu, toate alea. Și le vindeam și din banii aia câștigați de la piața de vechituri, când adunam bănuții, îmi cumpăram câte un disc. O dată la o lună, îți poți imagina. Hai să spun o poveste. Era anul de grație 1990, eu aveam 15 ani și am avut pentru câteva luni, și alea au fost toate în viața mea, o trupă de thrash metal care era la scara a doua la subsolul blocului. Mi-e și rușine, se numea Chiuretaș cu Q, deci atâta s-a putut. A, e.
și eu eram vocalist și voiam să fiu și basist. E, treaba este că ziua chitaristului, Robert de la Scarabee, care mai și știa cât de cât cu chitară, era foarte interesant, avea o chitară făcută, un efect într-o cutie de siringă și un, băi, castofon rusesc cu difuzor de la mare, un sunet destul de interesant scotei pe chitară, știi? Era ceva. Și aveam și niște tobe acolo, culmea. Și ne-am îmbătat într-o noapte, ziua lui fiind cu o zi înainte zilei mele, cu tort la boxă scris cu Metallica, cu nu știu ce, și am băut vinul tatălui lui. Și asta se întâmpla cu o săptămână înainte de 20 mai, când erau alegerile cu Iliescu, Rațiu și Câmpeanu. Și era o isterie generală, lumea, și la mine în cartier, da, lumea ieșea pe stradă și erau grupurește de 5-6 care oricum comentau cele știrile care se dădeau la TVR din sfert în sfert de oră, știi? Deci era o demență totală. Și la mine, la Sălăjean, acolo e o statuie cu un soldat, care este ridicat în memoria soldaților din primul război mondial și pe soclul ăla există 4 plăci de marmură, că bănuiesc, așa cu numere eroilor. E, noi, 15 ani, testosteron, proști ca noaptea, beți, am luat vopseaua de mașină roșie al taicăsu și am făcut o svastică pe soclu, știi? Păi. Și ne apucam ustrarea de conștiință, asta era pe la 2 noaptea, ne apucam ustrarea de conștiință și ne-am dus să o ștergem cu benzină tot de la tatălui Robert și n-am reușit. Nu, n-am reușit și atunci am venit eu cu ideea năstrușnică să aruncăm cu vopsea peste să nu se mai vadă și arăta ca o zvastică din care curgea sânge. Deci nu vrei să știi ce... discuții erau a doua zi în cartier, că au venit și naziștii și că nu știu ce, și că și băi, am tăcut chitic, că nu eram aia, știi? Dar mi-aduc foarte bine aminte, am, cum să spun, în memoria afectivă, dacă vrei, cum să spune, ce ascult la 16 ani, ascult toată viața, sau rămâi cu o parte din. Tot atunci, băi, mi intrase pe mână Rust in Peace pe vinil. Wow! Și lasă că m-au întrebat unii pe stradă de unde l-am când m-au văzut cu el, dar și eu mă plimbam cumva ostentativ. Băi, dar era o stare de fericire, era, pe care n-am mai atins-o din vremea aia. Acel tip, băi, când am văzut vinilul ăla și l-am văzut cum se aude și cum coperta aia. Și am avut Vulgar Display of Power CD cu 4 zile înainte să apară, a fost o șmecherea. Vai, ce... Pe tare, da, atunci... Toate lucrurile astea aveau o valoare inestimabilă. Exact. Eu mi-amintesc, apropo de discuri și de vremurile astea, era foarte greu să faci rost de versuri. De versurile de la trupele rock, în cazul ăsta. Ce mai înțelegem și noi atunci. Da. Eu am învățat engleză multă de la Metallica. Da, mare parte din engleza, hai să zicem, pe care o știu cât de cât, îi din faptul că ascultam muzică în engleză, bine, mai aveam alea cu videotecile, bravo, mă, și ne uităm la filmele cu Chuck Norris și cu ăia alți, Bruce Lee și, bine, ăia alți, bun. Mai erau, spun eu că mai era The Wall, mai era concertul ăla cu Metallica, Cliff Hemel. Ăla nu... Și castele, erau cântări între niște cruci și mergea pe video. Aha. Ne strângeam și, mă rog, și pe urmă urmau castele porno. Dă. Da. Și între filme, când făceam noi videotecile alea ilegale, între filme băgau ăștia Wasp, Scorpions, Rock You Like a Hurricane, Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Băi, când vedeam videoclipurile alea cu Wasp ăla, care era ăla? Blackie Lawless. Da, era clipul ăla Barosan cu stâncile alea. Băi, uite că nu mi-intră în fine, băi, cum era ăla de nebunea, măi, ne uitam de 100 de ori la clipurile alea. În fine, unde eram? Cu discurile, cu versurile. Și băi, dacă discurile de obicei, cam toate aveau și versurile. Versurile pieselor de pe discul respectiv. Și având în vedere că discul stătea câteva zile la mine,
și că se făcea schimbul. Mai apăreau și ea care nu mai dădeau discul înapoi. E, cam puțin, că meream peste el și terminam. Îți poți imagina, era valoare. Aveam caiete, măi, caiete foarte groase cu 200-300 de pagini și copiam efectiv toate versurile de pe casetele originale și de pe discuri. Și după aceea caietele alea circulau între noi. Adică unul avea caiete cu toate piesele de versurile de la Metallica, ăla toate de la Maiden, ăla de la Judas Priest, de la ce vrei tu. Și făceam schimburi la fel și cu versuri, era mare șmecherie. Ghiși ce? Știi că era mai povestit o de asta, dar e fain sau mai. Las-o să rămână. Era așa numită luptă de clasă între depeșar și rocker, nu știu dacă. Oho, bineînțeles, dar... cum să nu. Eram cu treșerii. Ca și acum cu rockerii și cu maneliștii, cu toată nebunia, cu cocalarii. Da. Motiv de bătaie, da. Da, da. Dar de fapt n-are nicio legătură cu muzica. Ei, așa era și pe vremea. Știu că erau două discoteci, tot așa pe vremea lui Ceaușescu, chiar înainte de Revoluție și chiar și după o vreme. În Cluj, zici, nu? Erau două discoteci în Cluj. Unul de la gară, la unul mereai spre strânga, la rocker mereai spre dreapta. Și se termina tot așa la ora 10, ambele discoteci. Ăia ieșeau de acolo, noi ieșeam rockerii de aici și ne vedeam la gară. Băi, erau niște bătăi de nebunești. Se rupeau gardurile, lemnele, tot ce găseai, pietre pe jos. Deci era bătaie de aia. Dar de fapt n-aveai nimic de ce să te bazi. Numai faptul că ăia erau cocalarii zilelor acelor zile, noi erau rockeri. În fine, faza e că erau și depeșari acolo. Și depeșarii nu prea aveau discuri, nu știu cum. Eu la un moment dat am pus mâna pe niște discuri cu Depeche Mode. Când zici discuri, zici viniluri. Viniluri, da. Când discuri, noi le ziceam discuri, viniluri, da. Știu. Sau casete, în fine. Și tot așa copiam și versurile de la Depeche. Și la un moment dat depeșarii ăia, care de fapt erau dușmanii rockerilor, au venit la mine că au auzit că eu am versurile de la Depeche și au zis: măi, am auzit că tu ai Pico, îmi ziceau ăștia, Pico, am auzit că tu ai versurile de la Depeche, le ai? La pace. Da, voi le aveți? Nu. Eu le am. Le vreți? Da. Băi, nu ne dai și nouă? Ba da. Și băi, de atunci am devenit cumva prietenul depeșarilor. Nu se mai legau niciodată de mine. Eram prieten cu ei, mă salutau de departe, salut Pico, ăsta-i de-a nostru, ăsta-i tare, tot are versurile de la Depeche. Deci eu m-am împrietenit cu depeșarii pe faptul că aveam versurile de la Depeche. Ghiși ce? După aceea, când Dave Gahan de la Depeche... Ai filiu, momentul ai filiu, bănuiesc. Nu mai știu, și-a lăsat păr lung. Ăla e, da. A tatuat băiatul. Bă, toți depeșarii cred că au înnebunit, au înlemnit că idolul lor a devenit rockstar. Asta în liceu, da, da, da. A devenit rockstar. Bă, ce tare a fost și chestia asta, perioada aia. În fine, ca idee. Știi ce mi se mai întâmplă tot de la perioada aia, din când în când? După mult alcool, ce-i drept. Și asta e o discuție pe care vreau să o am și cu tine. Mă, dau în mine plăcerile vinovate, știi? Și încep să ascult Sandra. Și încep să ascult, mai zi-mi, Sketch, Modern Talking, da? am d-astea, eșuez în disco ăla, dacă vrei, naiv, al anilor 80. Da, mă, dar ăla era bine scris, ăla era foarte tare. Cred că avem aceeași chestie, că de fapt ne-a afectat muzica aia, chiar dacă nu era rock, ne-a afectat în adolescența, în tinerețea noastră. Când danseam noi cu gagicele, cu nu știu ce, la chefurile de casă sau la balurile de ce mai erau atunci. Aici mai la marginea Orientului le zicea Bairam. Bairam, bun, da, clar, cunosc. Și au rămas la fel în sufletul nostru, în ADN-ul nostru. Mă cresc că și eu, când ascult un Modern Talking, un Depeche Mode, bine, clar, oricum Depeche îmi place și acum,
când ascult un Sandra, Samantha Fox, bravo, mă! Băi, a fost un an în cred că la Slatina, primarul de la Slatina, având aceeași sensibilitate ca și noi pentru două dive ale anilor 80, respectiv Sânii, Nurii, cei mari ai anilor 80, Sabrina și Samantha Fox, le-a dus într-o zi la zilele orașului, pe amândouă. Zic, ia uite-l, mă, pe ăsta. Extraordinar. Măi, pe Samantha Fox, dacă bine mi-amintesc, au adus-o și la Cluj și am și văzut-o. Da. Amintiri, foarte faine. Și oricum la Cluj se ține un fel de, cred că acum se ține prin toată țara, un fel de retro party. Da, 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 știu ce spui. Care pe toți ăștia, de la Two Unlimited, la toate trupele pe care le știa. Are și ceva succes, da. Și are mai succes, da. Stai să mai întorn o gură de Jäger între timp. Și da. Zim ce mai vrei să mă întreb dacă toți suntem în podcast. Cum s-a părut Pantera, auzi, pe Metallica asta nou, Lusă Eterna? Băi, foarte tare! Foarte tare! Trebuie să o mai reascult, am ascultat-o de vreo două ori. M-a impresionat mult. Sună bine! Bine, vechea problemă tipică cu sute de teme inutile și legate și băi, puteau să lase două, trei teme și să nu mai complice. Metallica are o problemă, în special după Saint Anger. Bine, și înainte au avut-o, dar au mai făcut-o ei cumva ca să o integreze. Băi, băgau sute de teme într-o singură piesă. Din piesa aia puteau să facă trei piese. Dintr-o piesă. Ei, la fel, am observat că n-au scăpat de boala asta lor, să tot bage miliar. Când crezi că se termină piesă, iar o încep, iar o întorc, iar știu, o... mai bag un riff acolo și mai chiar am văzut. Asta, cumva, după părerea mea, e viața lor și muzica lor și arta lor și ei știu exact ce simt și ce vor să transmită, poți imagina. Poate suntem și noi condiționați să fie bine aranjat și să nu iasă din anumite tipare. Poate avem și noi o programare de asta și tot așteptăm să fie toate la fel, să aibă un leitmotiv, să aibă strofă, refren, bridge-ul și se termină, știi? Eu am această problemă de love-hate cu Metallica cumva. Mi-a mai rezolvat. Hai, noroc! Să mai iau o bere. Mi-am mai rezolvat-o între timp. Problema mea era așa. E, dacă vrei, sau nu știu cum să descriu mai frumos, la metal mai ales, e un tip de băiețeală, știi? Master of Puppets e un disc de băiețeală. Injustice for All e un disc de băiețeală. Da, adevărat. Știi? E momentul care vine Black Album, care e un disc mișto, și am Nothing Else Matters, aia nu mai e de băiețeală. Aia e, dacă vrei, piesa care le-a umplut conturile de bani, care le-a adus succesul, care chiar cred că a adus thrash metal-ul în zona mainstream, ceea ce nu e un lucru rău, mai făcut și un ban. A ieșit una din puținele trupe care a făcut miliardul, din câte știu eu. Dar trecând peste asta, dar cred că li se trage de la Nothing Else Matters. Bă, eu am acea problemă, nu pot să ascult piesa aia. Mi se pare atât de simplu făcută, strofă, refren, băgăm un solo, dramoleta absolută, care, bineînțeles, vin fetele și ia, miau. Da. Am această problemă. În rest, pot să înțeleg că și e mișto că nu vrei să te repezi și vrei să sune diferit următorul album și tot așa. Să știi că am ascultat discul ăsta al nostru, nou al vostru, și am văzut sound-ul nou acolo, știi? Adică știu treburile astea. Pe Spotify? Nu, cred că pe YouTube. Ah, da, că tot ce apare pe Spotify apare și pe YouTube, da, mai nou. Am renunțat la Spotify, mi-am pus Tidal. Tidal se aude mult mai bine. Spotify lucrează cu MP3 la 256, Tidal-ul funcționează cu flaguri. Ia auzi! Mm-hmm. I-am de asta, trebuie să-l instalez. Tidal, da, neapărat. Și la eu am un abonament de 30 de lei. Uite, fac reclamă la Tidal acum, incredibil. Da, ai o calitate. În fine. Și revenind la Metallica, am depășit problema, gata, am înțeles foarte bine și mă bucur când îi văd și mai bucur că mai vin cu ceva nou. Iar piesa asta îmi sună foarte Kill 'Em All-i și un pic Lux Eterna, știi, în afară de vocea lui Hetfield, că e mai dogită și mai bună, dacă vrei. Băi, sună să Kill 'Em All-i și ceea ce a fost nice.
Da, bravo, da. Băi, mi-a plăcut. Are, îi tot Metallica, are un suflu nou. Ăsta, Hetfield cu vocea, chiar m-a impresionat la refren. A dus-o foarte interesant. Se pare că, na, mai are cineva, nu știu, să-i mai consilier de ăsta, cum era Bob Rock, știi că acolo s-au născut, începând de la, cred că Bob Rock a lucrat și la Injustice for All și la Black Album, clar. La Black Album mi-a zis cum să fie, ca să producătorul fie albumului, pentru cine nu știe. Da, clar. Nu știu dacă ați văzut sau ai văzut, în fine, în cazul ăsta, varianta, prima variantă de la Enter Sandman. Era, păi nu era hit, frate, era Metallica cu voiețeală, cum ai zis tu, știi? Dacă asculți prima variantă, unde nu era, n-avea melodicitatea, care oricum la Metallica nu are melodicitate, dar totuși ca să îți intre un pic în suflet, știi? Și Bob Rock a influențat foarte mult direcția trupei Metallica, clar, ca să împingă un pic, să fie un pic mai radio friendly și să iasă din thrasherala aia care oricum Metallica era din ce în ce mai bine, da. Era foarte ok, dar uită-te la trupe gen, hai să luăm trupele The Big Four, nu? Hai, următoarea trupă ar fi Megadeth. Păi Megadeth, în afară de la Tulemont și No More Mr. Nice Guy și ce mai, nu știu. Stai că să fac eu diferența asta, ca la rock and roll, one for the money, two for the show. Să fac eu diferența. Dave Mustaine avere 20 de milioane, nu e rău. Nu e rău. Kirk Hammett, da? 70 de milioane. Doamne! Să nu mai vorbim de Hetfield și de Nu vorbim de restul, am zis doar. Da, că gândește-te că de fapt Hammett nu e, aproape toate piesele, în mare parte la Metallica, din câte mi-amintesc eu, scrise de Ulrich și după aceea de Hetfield. Și după aceea mai apare și Hammett. Din când sunt niște riffuri ale lui, Master of Puppets al lui, de pildă, așa știu. De la? Master of Puppets, al lui Hammett? Uh-huh. Da, interesant, trebuie să mă uit, da. Bine, hai să nu uităm că chiar și până pe Master of Puppets, dacă bine mi-amintesc, chiar și Mustaine mai avea niște teme. Știi? Deci pe Camel clar, pe Ride the Lightning clar că mai avea, dar cred că și pe Master mai apare ca și compozitor. La mici teme mai avea el niște chestii acolo. Băi, mai am să spun întrebarea asta, fii atent aici. Există, și o să pornesc, cred, de la Fade to Black, o capodoperă, da? Wow. Dar are acel pasaj. Ăla este Black Sabbath-ish 100%, știi? Și sunt din ce în ce mai multe voci din metal care spun, zice, bă, există Black Sabbath, există Iommi, the godfather of all riffs, așa, și existăm noi care facem variațiuni pe temă. Știi? E așa. Bă, Tommy, clar, Tommy e un inovator, cum ai zis, un godfather al metalului, al tonurilor, al temelor, și cumva de acolo s-au inspirat toată următoarea generație și tot așa următoarea generație ori a dus-o un pic mai sus și a dezvoltat-o, ori a simplificat-o. Oricum, mai simplu decât ce făceau ei cu Black Sabbath, nu e bine să faci pe metal. De obicei au mai dezvoltat-o și au dus-o spre alte genuri și s-a ramificat, ceea ce nu e un lucru rău. Dar mai e pe clar, viteză, mai pe... clar, se simte clar originea lucrurilor, da. Și Tommy e unul din Godfather și din tăticii metalului existent din toată istoria muzicii, clar. Da. Am început mai. Mi-am luat un pick-up de curând, mă rog, de curând, dacă vreo. Am redescoperit. Da, păi, costisitoare pasiune, pentru că un vinil pe vremuri nu depășea 10 euro prețul lui, știi? Da. Acum, sub 25-30 de euro, nu mai găsești ceva. Da. Este și aici, în Tenerife, un magazin foarte fain. Oz Shop, de la Ozi, probabil. Oz Shop, niște bulgari.
și au un magazin cu tricouri și au o droaie de discuri, măi. Faza e că eu nu mai am pick-up aici, acum nici nu știu dacă o să mai îmi iau vreodată, că e o nebunie întreagă și cum ai zis tu, e o... Micile bucurii ale vieții, da. Da, bine, clar că e altceva când îți pui acolo discul și îți desfaci o sticlă de vin și... Asta ziceam, e sound-ul ăla, e altă, e o treabă cu vinilul. Și voi știu că ați scos pe vinil și mă gândesc că acum e mult mai scump. Nu știu cum v-ați descurcat atunci. Cred că a fost cu electrecordul, nu mai știu unde a apărut. Dar cu e cum să scoți? Am înțeles că te costă să scoți 100 de bucăți cel puțin 7.000 de euro pe care tu trebuie să o vin să scoți cumva investiția. Da, primul nostru album, The Last Warning, a fost scos la Romagram. Era o firmă de producție atunci. Și a fost remasterizat de Electrecord. Asta îmi sună cumva îngrijorător, pentru că, băi, toate vinilurile alea din 90 am impresia că nu știau să lucreze cu matrița. Că am înțeles că aveau o matriță și nu știau să lucreze cu ea. Toate discurile alea se aud foarte prost. Da, fiindcă aveau o standardizare tipică a vremurilor respective. Și fiecare cum înțelegea ce înseamnă standardizarea asta. Exact. Asta mă bucur când mai apare pe piața românească, cum ai zis și tu, băi, remasterizăm unul ca să înțelegem exact ce am vrut noi să facem atunci, știi? Da, problema e la noi, de exemplu, că foarte mulți ne întrebau, bă, nu mai faceți o reeditare a primului, a celui de-al doilea, nu știu ce, a Respect, toate albumele. Faza e că, de exemplu, primul album... Nu mai avem masterul. Și masterul ăla, conform contractului, dacă bine știu, oricum aparține producătorului. Deci dacă, deși drepturile de autor a pieselor sunt ale noastre, dacă ar fi să reedităm acel album, există varianta să vorbim cu producătorul respectiv și să avem o înțelegere, să remasterizăm și pentru vremurile noastre și să rescoată el ca și producător albumul, ori să reînregistrăm noi ca și o nouă producție cu drepturile noastre de producție, nu doar de drepturi de autor, ci drepturi de producție a înregistrării în sine și să scoatem pe piață. Dar faza e că e o muncă atât de... Foarte mulți ne-au întrebat, bă, de ce nu scoateți? E o muncă atât de mare și atât de grea încât mai bine scoți un album nou și te ocupi cu piese noi, actuale până la urmă, cu ceea ce te reprezintă pe tine acum, în vremurile astea, decât să mergi înapoi și să doar de dragul de a mai vinde 1000 de discuri sau câte pot fi, să reînregistrezi și să te apuci de toată corvoada asta, că e o muncă destul de mare, că trebuie din nou să înveți piesele, să le reorchestrezi, să le înregistrezi, să bagi bani în studio, să le remixezi, să găsești un producător să ți-l scoată. Deci e o muncă și o investiție enorm de mare. Chiar apropo de reînregistrat și de învățat versuri, întotdeauna am această curiozitate, am această curiozitate la vocaliști. În momentul în care ești instrumentist, toboșar, basist, chitarist, whatever, și înveți niște piese, ai un soi de memoria corpului. E, când e vorba de versuri, e memoria de aici, știi? Da. Și pentru asta eu știu că sunt niște exerciții de memorie, pentru că a reține, sunt două tipuri, unele pentru a reține pe timp limitat și unele pentru a reține mai mult timp. Tu cum faci treaba asta? Adică, băi, sunt multe versuri, nene. Hai să zicem pentru un concert de o oră. Măi, asta mi-am dat seama că eu nu sunt mare... Că nu te duci cu foaia. Da, nu mă mai duc cu foaia, deși câteodată aveam și foaie. Bă, eu nu rețin foarte ușor versurile. Mie mi-a săptămâni sau zile întregi să le repet până încep să intre, să le memorez, să le pot cânta fără vers, fără foaie. Prompter. Exact, fără prompter. Dar
fiindcă între timp nu am făcut exercițiul ăsta doar cu altar, ci ți-am zis că am avut și trupă de nunți și acolo trebuia să am sute de piese, mi-am introdus un nou stil destul de ok, și anume mă duc cu tableta, am toate versurile de la tot ce cânt eu și am cântat eu vreodată, am playlist-uri cu tot, cu ce vreau eu. Dacă vreau playlist de la altar, pot rezolva, le pot aranja, le pot modifica, le pot edita. Plus că nu mai folosesc hârtii. Știi că ai văzut majoritatea trupelor înainte de concert, se duc cu hârtiuța, își pun jos hârtiuța, că au setlist-ul pentru concertul respectiv. Că se mai schimbă din când în când, că mai modifici piesele. Ei, eu am tableta cu setlist-ul și cu, dacă vreau, pot să zicem, am un lapsus. Că mi s-a mai întâmplat, să știi, din pricina oboselii, îți poți imagina dacă mergi ore întregi, oboseală, hoteluri, nu dormi cât trebuie, bă, te afectează, să știi. Nu că nu ai ști versurile, că foarte multe din versuri sau o parte de ele sunt chiar scrise de mine. Gândește-te că normal că le știu și de atâția ani. Dar câteodată, din pricina oboselii, ai un lapsus. Am un lapsus, știu, m-am bătit și eu. Efectiv, nu mai știu cum începe primul cuvânt din piesa respectivă. Că de obicei am văzut că funcționează. Băi, știi, primul cuvânt merge, știi? Exact. Dar dacă nu știi primul cuvânt, gata. Și fii atent, mi s-a întâmplat că băieții, colegii, începeau deja piesa și băi, eu încă mă luptam cu primul cuvânt. Și mă duceam la Teo, că Teo are memorie de elefant, că el are chiar, reține tot, Teo, colegul de la altar, basistul. Și mă duceam la el, Teo, cum începe? Zi repede, 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 începe piesa, încep textele. Și el zicea, ce-ți doresc eu ție, în fine, la noi, știi? Și dacă intra primul vers, primul cuvânt, știam, îmi dădeam drumul. Dacă nu, băi, îți dă o stare de stres, de nesiguranță. Și am zis, băi, nu mai vreau chestia asta. Și atunci, de fiecare dată, am, ca să nu mai am chestia asta, că băi, acolo, ai o siguranță, ai o liniște mentală, emoțională, că bă, orice se întâmplă, ai un lapsus, nu știu ce, nu mă te uiți. Da. Adică vine și întrebarea aia acum, de tot vorbeam de ea mai devreme. Când ai dat-o o dată de gard pe scenă? Trebuie să fie o poveste. Băi, de gard. Agrav, zi-mi un agrav. De mai multe ori. A, uite, chestia aia. Hai că ți-o zic. Știi că la București se întâmplă foarte des să confunde ăștia diferiți artiști care sunt în turneu. E măgulitor cu Budapesta, lasă, e oraș frumos. Da, deci, băi, eu mi-amintesc că și Maiden, când am cântat noi în 95 la Rock 95, eram în deschiderea la Creator, dar a doua zi cânta Maiden. Era cu vocalistul celălalt, da. Și cu vocalistul ălalt, uite, am un lapsus. Vezi? Cine știe, știe. În fine, 95. Erau fără Dickinson, era la vocal. Blaze Bailey sau... Blaze Bailey, exact. Ok. Și tipul la fel a zis Hello Budapest în București. Și poți imagina că băi, în România încă mai există animozități cu românii, cu ungurii, cu ardealul, cu toată nebunia tipică pe care o avem. Și de o parte, și de alta, cu naționaliștii, cu patrioții, cu toată nebunia tipică pe care o am. Nu am probleme. Da, ok. Eu am trecut de chestia asta, n-am nicio problemă. Dar mă amuz de chestia asta și băi, când unul în București, capitala României, îți poți imagina, vine unul de afară și zice Budapest, păi, și de ești ungur. Ți se pare, what the fuck is this? Ți se pare ciudat dacă ești român și ai și animozități de astea mentale, emoționale cu capitale și cu românii și cu ungurii, e clar că ți-a pus capacul. Băi, s-a întâmplat foarte des. Am înțeles că
și Shakira a zis. Da, și... da, 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 a fost un... Eu mă, adică te duci și te aștept să greșească, să ajungi da. Într-acolo, știi? Faza e că la noi, într-adevăr, șansa să se greșească e foarte mare, fiindcă e Budapest, Bucharest. E aproape la fel, iar pentru un american care habar n-are unde e concret, poate, unde, în care parte a zonei Europei. Transilvania. Da, nu bravo, exact. Transilvania. Pentru el, bă, nu-i chiar așa de ușor să rețină. Și asta am vrut să zic, că m-a întrebat când am dat-o eu de gard. La fel mi s-a întâmplat la un moment dat. Eram într-un mini-turneu cu Altar. Bine, pusesem în Timișoara și a doua zi ne-am dus la Târgu Mureș. Și nu mai știu cum am rămas eu cu textul, cu salut Timișoara! Și le-am zis la aia din Târgu Mureș, salut Timișoara! Băi, exact, bine că n-ai zis Arad. Da, bravo, da. Bă, și după aia mi-am dat seama și am știi că există, în România există câteva zone în care există animozități între orașe. Arad, Timișoara, Brăila... Brăila, Galați și cred că și Suceava, am înțeles, cu Botoșan sau ceva. Aha, da. Păi probabil că rockerii de acolo aveau ei jocurile lor, filmele lor, bătăile lor, exact cum i aveam noi. Da, care pe care, care e mai barosan, care are clubul mai barosan, unde cântă mai multe trupe. Da, da. Da, mai am o întrebare. Tu ai prins și publicul ăla din 90, care, dacă mă întreb, era cu mult mai mult testosteron, ce bătăie și apă la concerte, ceea ce acum nu prea se mai întâmplă, mai bine, dar grupiz ați avut? Băi, grupiz am avut și n-am avut. Nu sunt multe trupe care se laudă cu asta, bă, știi? Da. Nu eram o trupă de hair metal, nu eram de gagice, nu prea aveam noi balade, mai ales pe primul album, eram, de fapt eram thrash death, ce balade. Hai, lasă că erau și fetele alea cu tricou cu Motorhead, ok. Da, deci mai târziu am venit noi cu Mam, care și aia oricum e o semi-baladă, că în momentul când intră Greuceanu pe fir, nu mai e baladă. La noi nu era o mare bătaie cu grupizurile. Bine, aveam gagice, veneau, dar era o diferență foarte mare între trupele gen, hai să zicem, oricum sunt prieteni de-a noștri și ne știm, și cum e Antract sau... nu știu ce trupe erau de astea mai care atrăgeau cu fete. Conexiuni, nu știu. Cine? Conexiuni, Cargo. Conexiuni, da, erau mai pe gagicari. Trupe de astea mai girl, heavy, hard rock, heavy metal, hair metal, știi? Și de înțeles și foarte fain și nu e nicio problemă, fiecare pe felia lui. La fel cred că nici Slayer nu are, sau Sepultura, sau Metallica nu are foarte mulți grupi. Băi, la Metallica am auzit povești, la restul mai puțin. Metallica, da, dar la Slayer nu știu. Sau la Anthrax, sau la, ce să zic, chiar și la Megadeth. Știi că am văzut la un moment dat un top care din live-urile, vorbesc de cântările live, a dus la cele mai multe, era un soi de, nu top, zi-mi, mă rog, s-a făcut un top, dar era un sondaj între publicul care se duce la concerte. Pofta de amor a doamnelor venea cel mai mult la concertele cu Rihanna. I-auzi! Da, și undeva pe locul 7 era Red Hot Chili Peppers. Du-te mai! Mm-hmm. Da, păi asta e bine. Păi să mergem și noi la Rihanna. Găsim oricând. Niște... Pentru da, problemele da. Mele cu lomboșiatica, ai ohu. Băi, să știi că Red Hot Chili Peppers sunt foarte funky, au ei feeling-ul lor, e o chestie tare. Am văzut... Am văzut un interviu cu Rick Rubin,
Da, să trăiești. Ai noroc. Care povestea o chestie foarte interesantă și uite că sunt curios cum funcționează la tine treaba asta. El spunea cum vine Anthony, vocalistul, și compune versurile pe piese. Deci trupa cam face piesa, da? Și el are partea asta unde trebuie să intre cu vocea. Da. Și se duce și aruncă cuvinte aiurea. Ia uzi. Bățile alea. Pur și simplu aruncă cuvinte aiurea, unde îi se pare că se potrivește cuvântul, muzical vorbind, pe piesă, începe să construiască fraze. Aha. Și spune câteodată, zice, bă, se termină piesa, se lansează albumul și nici măcar muzicienul nu prea știe despre ce e vorba în piesa aia. Iar o sens și face... Și acest sens îl dă practic fiecare, pentru că ce dă el acolo sunt niște subproiecții ale, niște proiecții ale subconștientului. Extraordinar. Ăsta este un aspect. Un al doilea aspect al capitolul povești pe care l-a spus a fost celebra piesă de la System of a Down, Chop Suey, cred. Da. Pronunța corect. Unde există acea parte de bridge, când el are niște versuri acolo. Nu știa ce să pună acolo. Aha. Și l-a luat Big Robin, l-a dus în bibliotecă și a zis, alegeți o carte din bibliotecă, desfă-o și o vezi ce găsește acolo. Și a găsit o piesă care a dat și mai mult sens piesei și greutate în sens de înțeles și de mesaj. Ca să vezi cum ascult, să văd la ce te referi, da. Nu mi-amintesc exact acolo, da. I don't think you trust. Cred că aia parcă acolo. Da. Ai luat-o dintr-o carte pe care a luat-o Alan Dulle din bibliotecă și uite... Da, da, da. Tare de tot. Mă, să știi că ca să compui o piesă există cel puțin două variante pe care noi le mai pusă când mă fac de râs aici. Pe care noi le-am folosit. Există o variantă, uite, de exemplu la altar. Clar că în mare parte piesele se nasc din partea instrumentală. Asta-i mersul, da. Vine oricare din muzicieni, mai de mult venea Nimrod sau Levi sau mai nou vine Teo. Teo a compus foarte mult în ultima vreme și de fapt aproape în totalitate albumul ăsta nou. Rapsodia română. Ea românească? Cred că românească. De fapt, că mă gândesc bine în totalitate din punct de vedere muzical, aproape și al versurilor este compoziția lui. Bine, mai avem câte o chestie fiecare, câte o personalizare. Uite, am mai scris și eu la Toți ca unu, am scris refrenul, dar strofele scrise de el. Și dar există varianta asta. Deci să vii cu muzica și atunci muzica, cumva starea muzicii, frecvențele muzicii, cumva te bagă într-un film și îți dă o stare prin care începi să compui niște versuri. Exact cum ai zis tu, cu subconștientul ăla colectiv al trupei sau subconștientul celui care a venit cu tema respectivă, care se transmite celuilalt și poate le influențează și îi se activează ceva. Ei, m-a amuzat acea piesă cu ești bun, dar nu te caută nimeni. Dar nu ești căutat, da. La fel mi se activează mie. De exemplu, dacă eu am un talent, să zic așa, dacă vine... Vezi, te-am căutat de versuri. Imediat l-ai scos. Da. Dacă vine un chitarist la mine și vine cu o temă, mie automat începe mașinăria genereze... să funcționeze și încep să-mi vin versuri prin starea, prin tonalitatea și acordurile, depinde în ce formă sunt așezate, începe să-mi vină o stare, o chestie, niște cuvinte și să se formeze povestea. Și majoritatea pieselor așa s-au născut. Iar cealaltă variantă, că ți-am zis că-s două, e să ai efectiv un slogan, în ghilimele vorbind, cum e, de exemplu, la noi a fost, atitudine, să zicem. Nu mi-amintesc exact cum s-a născut piesa, efectiv,
Dar știu că cuvânt, eu am vrut să construiesc o piesă, niște versuri în jurul acestei idei cu atitudine. La fel s-a întâmplat și cu Singur împotriva tuturor. Era o expresie foarte puternică. Și dacă bine mi-amintesc, s-ar putea să greșesc, că acum nu mi-amintesc concret, dar mai povestim noi. Îl mai întreb și pe Teo. Știu că s-a născut dintr-o temă de bas al lui Teo. Așa și începe piesa, cu Singur împotriva tuturor. Dar noi aveam expresia asta și cumva așteptam să vină, chiar dacă nu se naște piesa după tema de chitară, dacă ai o idee, o expresie pe care vrei la un moment dat să o expui, și dacă se combină cu o temă, un sound anume în sala de repetiție, le poți combina. Deci se pot naște piese și din versuri, dintr-o temă, dintr-o expresie, dar majoritatea pieselor se nasc din temele muzicale, de chitară, de pian, de ce vrei tu. Da, ați avut și momente de-astea în care s-a scris o piesă în 10 minute și s-a mai scris una într-o săptămână? Da, clar, clar. Păi au fost piese, uite, de exemplu, prima variantă a piesei Do You Like The Game? De pe Born Again, al treilea nostru album, păi s-a născut așa, că nu mai știu exact, ori eu, ori Teo aveam cu o temă de bas, că eu aveam o chestie în cap și Teo l-a pus, nu mai știu exact, sau el l-a pus, avea el o temă de bas. Și când am auzit, eram în sala de repetiție și când am auzit piesa cântată, tot așa, mergea tema și i-am zis, cânt-o în continuare, că mie îmi veneau, și îmi veneau versurile. Do you like the game? Știi? Și așa s-a format și în câteva minute, efectiv, bine, după aceea le mai aranjez, le mai nu știu ce, dar piesa în sine, backbone-ul piesei, se naște așa. Și foarte multe, inclusiv, uită, Toți ca unul, în timp ce Teo a venit deja cu piesa, cu tema și cu inclusiv cu strofele le avea, dar nu avea refrenul. Și am zis, bă, cânt-o un pic. Și eram în sala de repetiție și în timp ce cânta refrenul, care încă n-avea versuri, pe loc mi-a venit și am scris Toți ca unul, cu Să fim toți ca unul. De acolo a venit. Astăzi e ziua, acum e momentul să ne strângem ca pumnul, să fim toți ca unul. Trebuie să-ți mai spun o treabă. Când a fost pandemia și lockdown-ul vieții și ne-au ținut în case, au fost două albume, un album și o piesă, ca să spun pe aia dreaptă, care, cum să spun, am simțit, fac o paranteză, mergeam într-o zi pe stradă cu căștile pe urechi și era un playlist shuffle și îmi cânta ceva Radiohead, știi? După care mi-a intrat, imediat după Radiohead, mi-a intrat Metallica, ceva de pe Garish Days, ăla primul. Păi, și am avut senzația de parcă m-am trezit după boală. Înțelegi? Am avut tot de aia, stai frate, trasem eu în filmele cu ăștia de-mi comercializează mie depresia, știi? Și asta spuneam, în pandemie, băi, jur, m-am bucurat de AC/DC-ul ăsta nou care a apărut. Și m-am mai bucurat de piesa asta voastră, Antitristul. Bravo! Care, băi, jur, am rezonat maxim. Și la versuri, că eu știu, că am înțeles că Teo a făcut versurile, da. Și am văzut eu ce a băgat el acolo. Am fost foarte atent. Băi, am rezonat 100%. Zic, uite, vă mâncați aia și că nu sunt singurul. Da, bun. Aia eu chiar, cu trei prietenii mei. Aia chiar e o piesă un pic diferită. E mai punk și așa, am văzut. Este, da, dar noi oricum aveam piese și cântam punk de pe vremea când nu cânta nimeni în România punk. Adică nu exista punk în România când noi am început să cântăm de la ăsta, cum îl cheamă, fac, uite, cam lapsusuri. Da, la formație. Formația. Nu zici de Zob sau? Nu. Noi cântam prin 91-92 deja, cântam în 92, 93, 94, 95. Aveam în playlist Anarchy in the UK, cum îl cheamă? Cum îi cheamă pe aia? Sex Pistols. La mea, deci toate alea. Noi ascultam punk și eram cumva în gașca de punker, deși și acolo era la un moment dat o bătaie între rocker și punker și o altă nebunie și aia, o perioadă tâmpită.
Testosterone. Da, da, care pe care. Mie îmi plăcea și punk-ul și uite, am cântat și cu Exploited la un moment dat. No. Da, în același festival. Plus, după aceea să nu mai vorbim, că au venit trupele inspirate din punk, hardcoreala, știi? Inclusiv și noi ne-am inspirat cumva din hardcore, metal, punk, clar. Și apropo de, o să uit dacă nu spun asta, cu apropo de plăceri vinovate, să știi că o am, mai am o, că, ți-am zis că am câteva amintiri cu tine, o să ți-o spun pe a doua. Am o amintire cu tine cântând Knocking on Heaven's Door cu Loredana, acea Loredana, Loredana Groza. Exact! Da, asta s-a întâmplat, nu mai știu, prin 93, cred că, sau 94 maxim. Când bună seara, altar. Premiile Pop Rock and Show, dacă ți amintești, era ziarul lui Andrei Partoș, premiile Pop Rock and Show, și în fiecare an se făceau premiile Pop Rock and Show a ziarului respectiv. Și noi am câștigat, nu mai știu, 92, 93, maxim 94, dar cred că era 92 sau 93. Ceva secolul trecut. Da. Am câștigat cea mai bună trupă de la debut, cred că am câștigat noi, și Loredana a câștigat cea mai bună vestimentație. Fuck, ceva tâmpenie. Și trebuia să fim prezenți, să ne prezinte, să apărăm pe scenă și totul se ținea în sala palatului. Și la un moment dat vine Loredana la noi că, băi, am câștigat și eu cu cea mai bună vestimentație, dar m-a invitat ăștia pe scenă, nu vreți să cântăm împreună o piesă, să facem ceva, ce piesă știți și voi, ce știu și eu? Și nu mai știu, eu sau Teo i-am zis, știi Knocking on Heaven's Door? Și a zis, da, bun, cântăm împreună, cântăm împreună. Și așa am ieșit ca să salvăm situația, să zic așa. Deci a fost atunci pe moment, nu vreo repetiție, da, înainte, da, nimic. Da, a fost pe moment, fiindcă ea n-avea cu cine să cânte, n-avea trupă live și a câștigat și ea, și ca să nu iasă numai că ia premiu, hai că facem un show. Și noi fiind deja acolo și cred că și cântasem deja, am zis, hai să facem și cu ea o piesă, și atunci am cântat Knocking on Heaven's Door, dar noi oricum cântaserăm sau urma să cântăm, că noi eram fan Guns N' Roses, eu eram mare fan Guns N' Roses, oricum. Mie îmi plăcea de Axl ca și showman, ca și... N-a ajuns degeaba unde e. Bun de tot, băiatul, foarte tare. Îmi ceva probleme la cap? Îmi plăceau și Guns N' Roses, eram fan Guns N' Roses, chiar și acum... Ne-am luat vinilurile, știu ce spui. Chinese Democracy, ultimul, ce-o mai scos, sunt vreo două, trei piese foarte tare acolo. Madagascarul, This I Love, foarte tare. Prima, îmi place cum începe. Da. Băi, ăla e cel mai scump album din istorie, a costat 12 milioane de dolari, acel album. Nu există album mai... Da, producția. Fai. Nu te uita la bani? Da, băi... One for the money, two for the show. Coperta, cred că le-a costat mult. Da, da, să știi că acolo a fost gaura neagră. A venit acolo, a tras statul paralel. Da. Silviu, încet, încet, hai să clarificăm niște chestii. Nu de alta, dar văd că sunt eu pe telefon și îmi zice că sunt, mi se descarcă telefonul. Așa. Am înțeles. Hai să vorbim și pe asta, că na, să ne mai audă lumea. Am fost o problemă cu voi, am înțeles în perioada asta de toată lumea trebuie să aibă o singură opinie, ceea ce mie mi se pare îngrijorător. Este. Și aceeași opinie și băi, știu că voi ați fost în această situație. Eu am avut această problemă cu vaccinatul, ca să o spun eu pe aia românească. Pe mine nu mă caută statul român. Înțelegi? Decât în momentul în care am să le dau niște bani, niște amenzi de mașină, o apropiere pe cont, ANAF-ul care vine anual și alte probleme de genul ăsta. Altfel nu mă caută, nu mai are grija mea. Dintr-o dată mă trezesc că vrea să mă vaccineze. Zic, bă, stați un pic. Nefiind vreun antivaccinist, 3 ani înainte mi-am făcut 3 vaccinuri. Antihepatic, a trebuit să merg până în Africa și acolo mi-am făcut, pentru asta mi-am făcut 3 vaccinuri. Deci n-am o problemă cu asta. Dar mi-am pus și eu niște întrebări. Și am aflat și eu cu surpriză că n-am fost singurul. Și eu și prietenii mei. Și uite, bă, am văzut că și la voi a fost fix la fel. Și știu că nu v-a fost ușor cu treaba asta.
Da, a fost o perioadă foarte ciudată prin care, bă, zici că... Acum îți dai seama că o să fim conspiraționiștii vieții. Zici că, așa... zici că am trăit niște momente din filmele de utopice tipice. Nu s-a terminat. Pe care le vedem, le-am văzut an întregi și am zis, băi, așa ceva nu se poate întâmpla la noi. Ghiși ce s-a întâmplat, frate, și le-am trăit pe pielea noastră. Și aproape că mi-am pierdut jobul pe tema asta, fiindcă eu n-am vrut să mă vaccinez. Mie de la început mi s-a părut o chestie trasă de păr. În momentul când nu mai știu ce dată era, era aprilie, înainte de pandemie, și când am văzut că începe toată nebunia cu virusul, cu nu știu ce, am în dat aprilie așa... era pandemia deja, în martie da, a început. Prin martie. Am dat o postare că, bă, ce se întâmplă? Cum adică se închid și urmează să se închidă? Ce e asta? Mi s-a părut așa ciudat de la început. Bine. Cum am discutat la un moment dat, erau oameni... Știi că tu fiind persoană publică, lumea se uită în gura ta și contează, da. Și unii n-au. Da, și o droaie de oameni ziceau, bă, e o chestie și trebuie să ascultăm de știință, să ascultăm de oamenii specializați, bravo, mă! Până mie, se publicizează. Bă, mi s-a părut o chestie trasă de păr, că e o chestie impusă, din ce în ce mai impusă politic. După ce a venit cu vaccinul, se vedea clar că e o chestie economică și suntem fraieriți rău de tot. Dar oricum, efectiv, faptul deja chestia cu boala și cu nu știu ce mi s-a părut exagerată. Și eu cumva și acum sunt ferm convins că și oricum cred că 80-90% din oamenii care studiază chestia asta și care nu înghit tot căcatul care li se... trimite prin televizor și mass media cumpărată, știm foarte bine că este cumpărată și câți bani, miliarde s-au băgat ca să zică același scenariu, noi știm foarte bine și există dovezi și putem să le bineînțeles, demonstrăm. Cazul, acum, cine vrea prin să internet, caută, cine nu, n-am nerv să explic eu. S-au băgat foarte mulți bani pentru promovarea acestei boli și cumva e ca și cum creezi problema, oamenii cer soluția, cer rezolvarea și tu vii cu soluția. Asta e tipic. Am mai citit SF-urile astea cu vreo 20 de ani. Exact, noi le știm și cumva de aceea România chestia asta n-a ținut atât de tare. Băi, eu între timp, în pandemie, eram aici în Tenerife și am văzut cum începe lațul să se strângă în jurul gâților oamenilor, știi? La un moment dat eram la plimbare cu cățelul singur, nu era nimeni pe stradă și aici era obligatoriu, ca în mare parte din Europa și prin lume. Era obligatoriu cu masca să merg. Băi, inclusiv eram singur în parc și a venit de departe polițistul comunitar, ce era ăla, să-mi pun masca și am zis, bă, dar nu-i nimeni în jurul meu la 50, la 100 de metri, nu-i nimeni. Că între timp aici, fiind o insulă de turism, turistică, când a venit pandemia, foarte mulți oameni efectiv s-au dus și nu s-au dus spre case, toți cei care lucrau și foarte puțini oameni au rămas. Și efectiv insula în partea de sud unde locuiesc eu, era aproape o insulă pustie, să știi, câteva magazine, farmacii deschise și în rest oameni pe stradă, oricum era lockdown-ul ăla, că n-avea voie, dar eu mă plimbam cu cățelul, aveam voie să mă mai plimb. Mai făceau unii sport, în fine. Și ăla fugea de la 100 de metri după mine să-mi pun masca. Am zis, bă, dar nu-i nimeni lângă. Aveam mască, dar o aveam la gât. Nu, că trebuie să port. Și am văzut chestia asta, impunerea asta obligatorii. Plus văzut ce se întâmplă cu în China, te iei cu mâinile de cap. Erau bătuți, câinii săreau pe bătrâni, erau terorizat pentru o mască care oricum știm foarte bine că nu apără pe nimeni de nimic, de niciun virus. Dar în fine, povestea e lungă și foarte adâncă, dar când am văzut cum efectiv se strânge lațul și cum ai văzut că Austria aproape că efectiv aproape să ajungă la cel mai dur nivel de pe vremea aia, adică să nu te mai lase să ieși din casă, din propria ta casă. Noua Zeelandă, probleme, Australia. Da, vaccinat.
Și efectiv mi-am dat seama că, bă, chestia asta nu are de a face, de mult mi-am dat seama, nu are de a face cu vaccinul, nu are de a face cu boala, cu protecția populației, cu nimic, are de a face cu controlul total asupra populației, umanității. Și follow the money. Și atunci follow the money și toate astea, și mi-am dat seama că, bă, foarte ciudat, foarte mulți oameni despre care credeam că sunt cei mai mari luptători și vikingi și daci liberi și ce vrei tu și toți ăia rockeri, cei mai îndrăciți și înțelegi, ăia, foarte mulți dintre ei s-au supus, mă, la un sistem totalitar care le fura libertatea și că în numele științei. Și pe foarte mulți prieteni rockeri i-am întrebat, bă frate, tu de ce te-ai vaccinat? A, păi eu m-am vaccinat, că ți-a fost frică de boală? Nu, nu, eu m-am vaccinat că vreau să mă duc să beau bere în continuare într-un pub. Bravo, mă! Deci tu, marele luptător împotriva controlului și a sistemelor totalitare, tu singur, în două secunde te supui, toate versurile, aproape toate versurile trupelor rock, de fapt, ne învață. I'm not a number, I'm a free man. Bă, aproape don't toate... Don't be another brick in the wall. No. Exact, brick in the law. Să te lupți împotriva sistemului și împotriva controlului. Și ghiși ce? 80% sau cel puțin 50-60% din rockeri, care trebuia să fie ultimul bastion al umanității care să cadă împotriva controlului. Bă, ești un romantic. La radio și am auzit trupe rock care făceau reclamă, vaccinați-vă să ne ducem înapoi, să putem să ne reîncepem concertele. De fapt, problema lor era cu concertele și organizatorii de concerte la voi, mi-am pierdut jobul. Păi stai, bă, frate, mai bine nu cânt în viața mea niciodată, niciunde, decât să mă vaccinez. Înțelegi? Să știi că mai am... nu vreau să iau în mine o chestie pe care, în primul și în primul noi știm foarte bine că este... cum să zice, netestată, și mi s-a făcut forțat, mi s-a impus forțat să iau. Păi numai chestiile astea au fost niște red flag-uri foarte dure. Bă, poate că da, și eu am fost vaccinat și dacă la un moment dat m-aș fi dus, cum ai zis tu, în Africa sau în Asia și trebuia să mă vaccinez anti-malaria, anti-ce vrei tu, n-avea, eu n-am o problemă cu vaccinurile sau cu știința sau cu chestiile bine studiate. Asta de la început se vedea clar că ei cu sută, cu fir roșu, cu ață roșie. Și o să ne coste ce vorbim noi acum aici. Două întrebări vreau să-ți mai pun și terminăm, dar înainte vreau să adaug treaba asta. Să știi că pe tot timpul ăsta eu personal am avut, n-am vrut să mă vaccinez, dar m-am raportat la mine că poate știu total paranoic și tâmpit. Deci mi-am tot pus această întrebare, mai ales că venea tot de presiuni din toate părțile, știi? Da. N-am cedat și acum, uitându-mă retroactiv și mai citind tot soiul de știri, că sunt la curent cu toate și pe toate canalele, da. Băi, nu regret că am făcut asta. Băi, foarte bine. Și mă bucur că este puțini oameni... E bine că suntem mai mulți, da, care vorbim despre asta. Care nu s-a supus și n-ai făcut, fiindcă faza e că o droaie de prieteni de ai mei care s-au vaccinat și au dat seama că, băi, a fost o tâmpenie. Mai am și eu prieteni. Ma foarte mulți dintre ei nu vor să recunoască că automat asta înseamnă că trebuie să recunoască că a făcut o greșeală știi enormă. Să spune, este mai complicat să păcălești. Nu, este mult mai simplu să păcălești un om decât să-l convingi că a fost păcălit. Și treaba asta funcționează. Da. Da, da, clar. Deci e clar, omenirea a fost păcălită și foarte mulți oameni, acum, dacă i-ai întrebat, că eu între timp vorbesc pe tema asta și m-au abordat și pe mine știind că eu chiar nu m-am vaccinat și n-am vrut și chiar am luptat împotriva acestui lucru, cum am putut? Pe Facebook, bineînțeles, am fost atacat și bajocorit și în diferite forme amenințat și, în fine, chestii slabe, neimportant, nu le iau în seamă chiar atât de mult. Le rețin, dar nu sunt afectat atât de mult. Dar cumva
mă întristează și chestia asta mă îndepărtează de la foarte mulți oameni și de la foarte mulți oameni pe care am considerat prieteni prin diferite conjuncturi, că bă, se pare că nu suntem... Poate că se vede mai bine acum. Da, nu suntem pe aceeași frecvență și de fapt cărțile s-au dat pe față și nu e nicio problemă, măcar ne cunoaștem, fiecare cum e. Tu ești așa, te accept, te respect, nu sunt de acord, dar accept și respect alegerea ta. Te rog să o faci și tu la fel, dacă nu poți să faci chestia asta, îmi pare rău, nu mai suntem prieteni și dăm delete la o droaie de oameni. No problem, s-a întâmplat cu zeci de oameni. Mi-au zis prieteni vechi că băi Andy, eu nu mai suport postările tale, vreau să nu mai fim prieteni. Și am zis, bă, sigur vrei chestia asta? Da, ok, nu e nicio problemă, nu mă supăr, te înțeleg, poate o să-ți treacă chestia asta. Ne-am luat la atâta lucru ca să vezi, da. Da, în fine, mi-am dat seama că, asta am vrut să zic, o droaie de oameni acum, după tot ce s-a întâmplat, plus după toate morțile, toți morții subiți, să zic așa, toate întâmplările... Tocmai a murit la campionatul mondial de, un comentator. Oamenii deja își pun niște întrebări și aia care s-au vaccinat își dau seama că, bă, ceva nu e în ordine. Plus toate studiile care s-au făcut cu inimile mărite, cu clocurile alea, cum se numesc? E foarte bizar că a încercat să pună un pumn în gură alora care s-au pus, care au început să-și pună întrebări. Asta e ciudat rău de tot. Clar, clar. Păi automat asta spunea și mai mult. Asta spunea că, bă, deci nici pe vremea Ceaușescu nu se făcea așa ceva. Deci am fost efectiv, am fost testați să se vadă cine... La ce nivel este? Și au fost testați. Unii au reușit să, chiar cu prețul joburilor lor, au reușit să nu se supună acestui test. Știu. Tiranic, autoritar. Uite că ne mai strângem, da. Ne lasă, că e bine să ne știm între noi. Nu pare rău, eu mă bucur că s-a întâmplat toată chestia asta, măcar s-au văzut. Da, să văd mai bine anumite lucruri și anumite caractere. Da, da, așa este. Două întrebări scurte mai am. Una, ești în Tenerife și ai zis că stai undeva în sud. Pământ spaniol, da? Dar e în buza Africii acolo. N-am fost niciodată în Tenerife, am fost de două ori în Africa. Am această curiozitate. Se simte vibe-ul ăla de Africa acolo sau nu? Mai nu se simte, fiindcă e o țară, adică insulele aparțin de Spania și aproape totul e în spaniolă și bine, sunt foarte mulți turiști din toate părțile și dacă știi engleză, în principiu, mai ales în partea de sud, te descurci, cam toată lumea știe engleză, dar sunt toate națiile aici. Într-adevăr, sunt o droaie de marocani și de magrebieni. Din zona apropiată insulelor Canare, dar toată lumea se înțelege bine. La București există... lumea e nevrotică, adică da. Nu e nimic, asta nu e o știre, dar... Da, mie îmi place aici, fiindcă vezi o droaie de cultură, o droaie de oameni, o droaie de oameni cu diferite gusturi și vezi restaurante de toate felurile. Apropo, sunt și restaurante românești, chiar aproape de mine mă mai duc și mai bag o ciorbă de burtă. Vezi tot felul de oameni și asta îmi place mult aici. Și e o coloratură foarte, foarte faină. O țesătură de culturi foarte faine. Mi-mi place. Da, știu, și are magie și un farmec al ei. Ultima întrebare. Urmează turneul Altar. Da, da. Pentru cei care încă n-au aflat, dar probabil cei care ne urmăresc în principiu știu, am lansat al șaselea album al trupei Altar. Rapsodia românească. Rapsodia românească. Era cazul, fiindcă ultimul de dinainte, adică al cincilea album, a fost lansat în 2011, Mantra, care e un album foarte fain, printre preferatele mele de altfel, sună foarte fain și versurile sunt foarte dure acolo, apropo de noua ordine mondială, cu Illuminati, cu toată nebunia asta, acolo găsiți toate, tot ceea ce gândeam noi pe vremea aceea. Dar de după albumul Mantra, Teo în special a început să compună o droaie de piese. Piesele astea cu
tentă patriotică și cu versuri foarte sociale, chiar politice, dar foarte actuale. Cumva o continuare a albumului Atitudine, fiindcă versurile sunt foarte, foarte pe față. Cum piese cu, super bine primite, cum SOS sau Rapsodia Românească sau Povestea Noastră, zici că sunt trei frați acolo care spun aceeași poveste, dar fiecare în felul său, și cumva vorbesc despre situația României și a tot ceea ce am simțit noi în perioada asta, cu toate trăirile, cu politicul, cu socialul, cu tăiatul pădurilor, cu nebunia din țară, cu politicienii, cu tot, cu trădătorii de țară, cu schimbatul, cu tot. Știi, mă amuzam cu niște prieteni zilele astea cu asta, cu genurile, că sunt atâtea genuri, știu ce, zice, bă, termină cu prostiile, că la noi în România sunt doar două genuri, genul bogat și genul sărac. Bravo, bun. Asta spune mult. Băi, da. Abia aștept să vă vedem la concert aici, să vă văd eu cel puțin. Să-l salutați pe Eftimoaie când îl vedeți din partea mea. Am fost cu el în Madagascar și am lucrat la show-ul la TV, la care a fost acolo, ne știm de acolo. Ok, da, nu l-am văzut de mult pe Eftimoaie. Noi cu el am făcut videoclipul Născut în Vingător, care a fost foarte fain și ne-am împretenit acolo cu el și lui îi plăcea și îi place în continuare, cred, de trupa Altar. El era fan Altar și mai intra cu piesa noastră la meciurile lui. Dar apropo de noul album de Rapsodia Românească, păi o să vin în țară în curând, de fapt luni mă pornesc cu avionul, lunea asta, adică asta înseamnă data de 12, pe 13 sunt acolo. Facem niște repetiții cu băieții în Cluj și pe 15 avem la București în Quantic, pe 16 la Constanța e un festival a unei asociații Music for Autism. De fapt, ei ne-au chemat și așa am legat niște concerte. Și mai facem pe 17 la Târgu Mureș, într-un club în Jazz and Blues. Aveți treabă. Și în sfârșit ajungem și la Cluj, că noi anul ăsta n-am cântat la Cluj. Gândește-te, suntem clujeni și n-am apucat să cântăm la Cluj. Am cântat la o întrunire, de fapt la un festival foarte fain din Gilău, care se ține anual, era la a doua ediție. Dar la Cluj, efectiv, n-am apucat să cântăm într-un club sau într-un festival în Cluj, în Cluj. Și în sfârșit o să cântăm în Hardware, pe 18. Așa cât are, și o oră? Eu mă mai văd și eu cu ai mei, cu prietenii, cu colegii și mă bucur că se întâmplă chestia asta. Lasă cât are show, o oră? Show în principiu, da, cam o oră. La noi știi cum e? La noi degeaba ai cântat două ore, că n-am rezistat neapărat. Nici noi probabil, nici publicul. Fiindcă energia și consumul energetic e atât de mare încât e atât de concentrată toată chestia asta încât n-are sens să o lălăiești cu tot felul de chestii, cu solouri de tobe, cum fac alții, cu cu prostii care lungești. Eu n-am nerv de așa ceva, știi? Ori dacă ai ceva de spus, băi, o faci într-un mod concentrat, o dai în mod profesionist și cine-i cu tine, pentru ăla va fi momentul bun sau cel mai bun al serii, cel puțin din punctul meu de vedere, eu așa văd. Dăm tot ce putem mai bun și nu are de-a face cu o lunge, știi? Ca o cafea lungită, n-ai nerv de așa ceva, știi? Majestate, mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere. Îmi place să cred că ne vedem la concerte și că mai stăm de vorbă. Cu mare drag. Aș fi vrut să mai discutăm, că de multe ori am deschis niște chestii, dar nu le-am... Am mai închis paranteze, am fost atent să mai închid. Ah, ok. Ce era fain că ne-am văzut și ne-am mai... Băi, ne-am mâncat tehnologia asta, spunem, pentru toată lumea. Acum o oră am stat să intrăm în direct să și funcționeze așa cum funcționează. București, Tenerife! Yeah! Silviu, îți mulțumesc mult pentru acest podcast. Să pui pe YouTube pe toate alea. O să fie în foarte curând și vorbim și de, vorbesc pentru toată lumea acum. Share, subscribe, cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai bine. Da, cum să nu.
Te salut și îi salut pe toți cei care ne urmăresc. Să ne vedem cu bine. Ne vedem în țară în decembrie. Cumpărați discul. Pe 16, 17, 18. Urmăriți canalul nostru de YouTube și de Facebook, Altar România. Ne vedeți acolo și toate noutățile. Anul viitor avem o droaie de surprize, videoclip nou, album nou, piese noi. Deci se lucrează și se înaintează. Băi, suntem sănătoși, suntem bine, nu-i puțin lucru și suntem în viață. Asta contează. Peace, love and heavy weapons. Am auzit asta de la Dave Liro. Pa, pa. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.